Pierderea ceva ce iubim sau cuiva drag ne poate provoca multă durere. Pentru a accepta pierderea și a depăși suferința, trecem adesea prin 5 stadii ale durerii. Negarea, furia, negocierea, depresia și în cele din urmă acceptarea. Mai întâi vine negarea. Atunci când suferim o pierdere, ne simțim șocați și amorțiți, iar apoi pur și simplu negăm ceea ce s-a întâmplat. Refuzul de a accepta adevărul ne protejează temporar de toate gândurile și consecințele negative ale tragediei. Negarea ne oferă un pic de spațiu pentru a respira. Urmează furia. Ne simțim furioși și resemnați, adesea învinuindu-ne pe noi înșine sau pe alții pentru catastrofă. Furia ne ferește de durere. Ne simțim mai puțin vulnerabili și mai stăpâni pe situație. Apoi negocierea. Este o încercare de a recâștiga controlul și de a negocia realitatea pierderii. Încercăm să facem promisiuni sau să căutăm soluții externe pentru a inversa cumva irreversibilitatea. Când pierderea se adâncește, urmează depresia. Trecem prin sentimente de tristețe și disperare. Ne îndepărtăm de ceilalți. Pe măsură ce ne confruntăm cu realitatea, depresia ne poate ajuta să ne procesăm durerea. Vindecarea poate începe. În cele din urmă vine acceptarea. Ajungem să acceptăm ceea ce s-a întâmplat. Aceasta nu înseamnă că uităm, ci găsim o modalitate de a integra pierderea în viața noastră. Putem acum să onorăm amintirile celor care au plecat și să privim înainte, știind că, până la urmă, viața continuă. Ajunge la acceptare nu înseamnă însă că totul s-a terminat. Durerea este un răspuns emoțional complex la pierdere, în special la pierderea cuiva drag sau a ceva profund semnificativ, cum ar fi un loc de muncă. Acest proces este unic pentru fiecare dintre noi și nu este întotdeauna liniar. Adesea ne întoarcem, revizuim etape sau experimentăm emoții complet noi. Uneori putem avea senzația că regresăm, dar cu sprijinul celorlalți și cu fiecare nouă zi, timpul ne va ajuta să ne vindecăm rănile. Elizabeth Kübler-Ross, un psihiatru care a sprijinit pe cei care se confruntau cu propria moarte, a observat cele 5 stadii în 1960. Ea a scris mai târziu: cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut sunt cei care au cunoscut înfrângerea. Au cunoscut suferința, au cunoscut lupta, au cunoscut pierderea și și-au găsit calea de ieșire din adâncuri. Ce părere aveți? Ați experimentat vreodată o pierdere semnificativă în viață? Și dacă da, ați trecut prin aceste 5 stadii sau ați urmat o altă cale pentru a o înfrunta? Vă rugăm să vă împărtășiți gândurile și perspectivele în comentariile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.